Încep prin a ura succes și a dori reușită tuturor orașelor înscrise în această competiție, nu doar pentru că așa am obișnuit publicul, i-am obișnuit pe români, să fiu un om care tratează cu generozitate orice competiție și m-aș bucura foarte mult să avem un rezultat bun atunci când jurul va decide. Din ceea ce m-am informat și eu până în acest moment, în ceea ce privește Bucureștiul, există șanse mai reduse pentru ca acesta să fie declarat capitală culturală europeană în anul 2021, pentru motivul important că în toți anii trecuți, 10-15 ani, nu s-a acordat acest titlu capitalelor. Conceptul inițial a fost acela de a oferi o șansă în plus și de a dezvolta un alt oraș al țărilor europene decât capitala, care oricum beneficiază de investiții în infrastructura culturală. Aceasta este filozofia, acesta este conceptul.